Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Iată că, după aproape trei luni, de când am fost nevoită să intru în concediu medical motivat de acea căzătură din decembrie, am reușit să răspund prezent la invitația colegei noastre, Ingrid Lalic, care pe data de 11 martie, mi-a propus să, să particip la o expoziție de icoane. Prima reacție a mea a fost să spun că eu n-am făcut niciodată icoane, că nu mă pricep și că aleg să stau deoparte de data aceasta. Doar că ea, așa cum o știți voi, spontană, inteligentă, minunată, adorabilă, a insistat și a spus că ea nu crede că dacă eu doresc să fac ceva, nu voi reuși. E, acum nu știu dacă am reușit 100%, dar în stilul meu, ludic, jucăuș, optimist, iată că a ieșit această lucrare de care eu personal chiar sunt mândră. Îi mulțumesc maicuței și bunuțului care m-au ajutat să o fac. Îi mulțumesc bănuțului că mi-a dat niște haruri și daruri. Îi mulțumesc lui Ingrid că m-a provocat, pentru că probabil că dacă nu insista, nu aș fi îndrăznit. După care am zis că ok, de ce nu? Ce să vă spun? că sunt profund recunoscătoare bunuțului și mai măicuței că pe 28 decembrie n-au hotărât că a venit vremea să plec, să oferească Dumnezeu să rămână în vreun scaun cu rotile. le sunt profund recunoscătoare că mi-au purtat de grijă, că mă simt din ce în ce mai bine, chiar dacă atunci când stau mai mult în picioare sau trebuie să mă deplasez mai mult timp, mă doare destul de rău, dar asta va fi doar treaba timpului care ușor, ușor va rezolva și aceste dureri care încă mai persistă. Acestea fiind zise, bine v-am regăsit! Vă îmbrățișez pe fiecare dintre voi cu toată dragostea și cu toată iubirea mea. Mă bucur că sunt încă aici cu voi și nu s-a întâmplat ferească Dumnezeu vreo nenorocire. Și să sperăm că de acum încolo ne vom vedea din ce în ce mai des și cu multe, multe evenimente pozitive. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru sus susținere, pentru gândurile bune, pentru rugăciuni, pentru tot. Vă iubesc și abia aștept să ne revedem!